bucată de ciolan afumat, din care o să facem astăzi o vărzică cu ciolan afumat, dar vărzica este murată. Pentru asta avem nevoie de o bucată de ciolan afumat la o jumătate de kilogram sau mai mult, depinde cum doriți, câtă carne doriți, și o vărzică potrivită. Uitați-o, da? Întâi începem, tocăm ciolanul, după care tocăm restul. Ciolanul l-am spălat, l-am clătit și acum încep al toca, tăia. Să taie bucăți mai mari ca să se simtă în ciorbiță. Sau putem să-l tocăm și mai mărunt. De la că-l tocăm mai mărunt, nu are niciun gust. Nicio ciorbiță, e varză, păi. Varză. În varză. Uitați, așa. Lăsăm mai mărișor. Pe care o să le opărim un pic, după care îl fierbem, îl prăjim. Ce bine arată oșorul nostru. Adică ciolanul nostru a fumat pentru vărzică cu ciolan afumat. Ia uitați. Deci, am tocat osul, îl clătim, îl lăsăm un pic să fiarbă și îl prăjim. Peste care o să adăugăm varza. Pus-o la fierb, să dea într-un clocot, după care o spumăm, o aruncăm apa, adăugăm ulei și călim ciolanul nostru. Cum am spus, o varză potrivită, am tăiat-o în două și începem a toca. Deci asta este varză murată. Vărzica noastră am tocat-o, peste care adăugăm circa 8-9 linguri de ulei. Uleiul o fracezește. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linguri am pus, da? Întotdeauna, când faceți varză călită, mănâncă mai mult ulei. Deci mărirea cantității de ulei, mai mult ca la alte mâncăruri, se folosește. Peste care mai punem un pic de piper, mult, sau cum vă place. Și o gustați și vedeți dacă îi mai trebuie sare. Mie, de data asta, nu mai trebuie sare. Pentru că este varză murată de data asta. O amestecăm bine și așteptăm ca ciolanul nostru să se facă, după care o băgăm la cuptor. Amestecăm bine și o lăsăm cu așa, circa o jumătate de oră. O jumătate de oră, o oră, până se face ciolanul pentru a-l băga la cuptor cu varza noastră. Ciolanul nostru
a început a fierbe, îl spumăm, aruncăm apa și îl punem la prăjit. Nu-l fierbem prea tare, o să mai fiarbă și cu varza în cuptor. Îl spumăm frumos, după care aruncăm apa și îl călim. Îl prăjim un pic să se rumenească. Nu-l fierbem prea mult, că v-am spus. Îl lăsăm cu varza la cuptor să fiarbă mai mult. Date apa, da? Peste care adăugăm acum ulei, cam un pahar de 100 ml de ulei. Deci 100 ml ulei punem peste și îl lăsăm să se călească. Le lăsăm așa să se călească în ulei. O să punem varzica peste ea. Salanul nostru a început a se căli, l-am întors și pe partea cealaltă, mai lăsăm un pic, după aceea mai în funcție de cât de dorit este ciolanul de călit. Îl călim în totalitate sau parțial. Uitați, ciolanul nostru s-a călit, nu ne place întâi mai călit mai bine, peste care adăugăm verzica și o băgăm la cuptor pentru 30 de minute. 40 de minute, după care amestecăm în ea. Pentru 30 de minute. După 30 de minute amestecăm în ea, ne uităm, gustăm, vedem dacă varza mai trebuie să se facă. Așa, aici o să adăugăm și un pic de apă, foarte puțină, un pic însemnând cam un paharel mic de apă. Varza noastră pe aragaz a început a locoti un pic, da? Acum o băgăm la cuptor pentru 20-30 de minute, când și când mai amestecăm în ea. Da. Focul va fi potrivit, o lăsăm pentru circa 25-30 de minute la foc potrivit, după care o să-i luăm și un pic capacul, dacă mai are zeamă, să se scurgă de tot. Să dispară. Cercul, au trecut cele 25 de minute, cum v-am propus și v-am spus, tragem, învârtim să putem apuca de mâner. Și o punem jos. Ne uităm la ea. O, aici e jos. Cu lingura de lemn amestecăm în vărzică și acolo o lăsăm, uitați că mai are zeamă, așa, și o lăsăm un pic fără capac. Un pic însemnând încă 15 minute, 10-15 minute până scade un pic uleiul și tot ce trebuie. A trecut cele 15 minute, cum v-am spus,
și ne uităm din nou la ea. Așa. Acum, în această vărzică, o să adăugăm, de data asta, bulion făcut de casă, din ardei și roșii. Uitați, făcut în casă de mine, acest bulion se face din 5 litri de ardei, 3 kg de bulion de roșii. O să vă povestesc și cum se face și acest bulion în timp. Cu altă lingură, luăm de aici bulion și adăugăm peste vărzica noastră, aproximativ 5 linguri. Și-l băgăm la cuptor încă pentru 20 de minute. Mestecăm bine, bine. Așa. Și dacă nu roșește așa bine, putem să adăugăm și un pic de bulion de cumpărat sau putem pune mai mult bulion de roșii, cum doriți voi. Deci am mai adăugat un pic, că mi s-a părut că nu roșește. Acum o mai băgăm la cuptor pentru încă 20 de minute. Vărzica. O băgăm din nou la cuptor pentru încă 15 minute. 15-20 de minute. Cu cele 25 de minute. Uitați, vărzica noastră este gata, stingem focul și vă așteptăm la masă. Poftă bună! Uitați!